Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energia ta va fi la cel mai înalt nivel. Ultima lună de vară va trece destul de blând și chiar eficient. Principalul lucru este să păstrezi o atitudine optimistă, pentru că știi cum. Acum este momentul să-i inviți pe prieteni și pe cei pe care te îngrijesc, pe cei care nu i-ai văzută de multă timp. În general, luna este foarte instabilă și poate aduce rezultate imprevizibile. Poți fi adesea dezamăgită de alții. Multe procese vor părea prea lungi. Dragoste. Pe frontul dragostei, gemenii sunt ambigui. Îți bănuiești prea mult cealaltă jumătate. Nu crea prea mult stres cu aceasta. În august, poți intra într-o situație neplăcută și te poți agăța puternic de unul dintre prietenii tăi. Până la sfârșitul lunii, interesul tău pentru sexul opus va crește. Poți conta pe sentimente reciproce și, eventual, pe o dragoste puternică. Gemenii care au deja o familie vor simți o responsabilitate excesivă. Acum este momentul să iei niște decizii serioase. Încearcă să-ți critici mai puțin partenerul pentru cutare sau cutare act sau pentru lipsa de atenție. Toată lumea din gospodărie are nevoie de sprijinul tău chiar acum. Dacă nu eviți conflictul, atunci poți fi sigură că îți prelungești suferința. Sănătatea Prima jumătate a lunii va fi grozavă. Vei putea să-ți controlezi voința, ceea ce te va ajuta să intri la o dietă și să faci exerciții fizice. Mulți gemeni vor fi mândri de ei înșiși și de micile lor rezultate. Cu toate acestea, Exacerbarea bolilor cronice este posibilă de la mijlocul lunii. Cel mai probabil, nu se va face fără intervenție medicală. Încearcă să eviți situațiile stresante și supra-solicitarea fizică. Orice conflicte și izbucniri emoționale îți vor provoca noi simptome. În august, trebuie să ai grijă de dieta ta, lucru care te va ajuta să eviți tulburările digestive. Încearcă să mănânci mai multe proteine și să limitezi carbohidrații. Astrele vă sfătuiesc să participi la maratoane de fitness, să asculți prelegeri susținute de oameni cunoscători despre alimentația sănătoasă. De asemenea, pot citi lecturi care te vor ajuta să găsești răspunsuri la întrebări dificile pentru tine. Banii Dacă ești destul de activă, cel mai favorabil moment pentru tine va fi începutul lunii august. Acum gemenii sunt cei mai proactivi și decisivi. Vei putea face contacte interesante care îți vor aduce maxime beneficii. Discuția cu șefii, pe care ai planificat-o de multă timp, îți va aduce un rezultat pozitiv. În a doua decada a lunii august pot apărea dificultăți cu colegii. În acest moment, este bine să eviți proiectele colective și să refuzi să investești este bine să nu închei niciun contract și să nu angajezi cunoștințe. În cea de-a treia decadă, planurile tale se pot schimba dramatic. O astfel de forță majoră îți va face o treabă bună. adună și nu te pierde, e timpul să prinzi norocul de coadă după data de 25. La sfârșitul lunii, va trebui să economisești mult, deoarece vor apăra noi circumstanțe financiare. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?